Lucrările de reparații capitale executate la Spitalul Județean de Urgență din Deva sunt oficial finalizate. Ieri, 9 martie, a avut loc recepția finală a lucrărilor care au început acum 14 ani în anul 2009. Valoarea proiectului finanțat de Ministerul Sănătății este de peste 100 de milioane de lei. Este proiectul din domeniul sănătății cu cea mai mare alocare de fonduri din județul Hunedoara de-a lungul anilor, fiind executate ample lucrări de reparații, reabilitări, extindere de spații și chiar construcții noi. Au fost modernizate toate secțiile, blocul alimentar, spălătoria și spațiile administrative. Între secțiile finalizate recent se numără și cardiologia, unde, pe lângă lucrările prevăzute în programul de reparații capitale, Consiliul Județean Hunedoara a investit aproape un milion de lei în amenajarea unei unități de supraveghere și tratament a pacienților cardiaci critici, cu alte cuvinte, o secție de terapie intensivă. Aici, pe lângă amenajarea secției la cele mai ridicate standarde, Spitalul Județean de Urgență Deva a fost dotat cu un angiograf de ultimă generație. În prezent, Consiliul Județean Hunedoara derulează două proiecte finanțate din fonduri europene. Unul vizează extinderea și modernizarea unii de primiri urgențe a spitalului, iar al doilea modernizarea laboratorului de radiologie.